cum stă treaba cu programul la noi în America aici, cu programul, cu trocurile. Deci eu personal, eu spun din perspectiva mea, da? Perspectiva mea spun faptul că eu când am lucrat la Schneider, am răcit, frate. Când am lucrat la Schneider, aveam 70 de ore, program de 70 de ore pe 8 zile, da? Deci după 8 zile să recalcula și să dădea din nou 70 de ore. So, eu cam băgam câte 14 ore pe zi, deci 11 ore driving și 3 ore onduri, deci lucrai, cuplai, remorci, decuplai, făceai inspecția, mai multe chestii la onduri să referă. So, cam 14 ore pe zi eu lucram, da? So, la mine în 5 zile, sau chiar 6 zile, mi se duceau orele, gata, pac. Stai seama că nu mai aveam ore, după 6 zile nu mai aveam ore deloc, frate. De aia eu încercam să fiu pe weekend acasă, pentru că oricum vreau să fiu weekendul acasă. Și nu, nici nu mai aveam ore și îi spuneam la oameni, îi spuneam la dispecera mea, îi spuneam, bă, oricum eu nu mai am ore și nu ar vrea să fac restartul de 34 de ore prin deplasare, pe undeva, prin cine știu pe unde mă prindea, pe ce stat. Așa că încercam să plec de luni în cursă și să viu pe vineri, vineri seară, sâmbătă, la amiază maxim, mă întorceam spre casă, deja parcam trocul cam pe sâmbătă. So, cam asta a fost cu orele la noi. De multe ori se întâmpla că nu aveam, să zic așa, o zi plină și conduceam numai 5 ore, 6 ore, mai cuplam, decuplam remorci, sau maxim în 10 ore terminam programul pe zi eu aia, atunci să ducea celelalte ore de 4 ore, să ducea pe a doua zi, sau avea mai mult cumva a doua zi. Dar oricum, pe o zi aveai 14 ore maxim, nu aveai mai mult de 14 ore. Dar cumva să recalcula pe următoarele zile și cumva la sfârșit de 6-7 zile îți dădea până la 8 zile cumva să ai orele alea. Dacă le terminai 14 ore în fiecare zi, 14 ore, în 5-6 zile erai gata, erai terminat. Deci asta e programul, a fost la Schneider, probabil că la alte companii e diferit. Am auzit că este program și de 60 de ore pe 7 zile, da? Cam așa, da, 60 de ore pe 7 zile. Dar, na, ce să zic, cel puțin eu așa am făcut la Schneider. N-am mai apucat să mai prind alte companii, să mai lucrez. Când o să lucrez la altă companie, o să vedem cum o să fie programul acolo. Da. Cam atât vreau să vă zic în legătură cu programul din America. Nu e ca în Europa. În Europa e, cred că, 15 ore sau 9 ore, 15 ore. Știu cineva că lucrează și 15 ore pe zi. Și după aia stă 3-4 zile acasă și după aia iară ceva. Nu știu cum mai exact. Lăsați comentariul în rubrica comentarii dacă am zis drept, dacă nu, spuneți voi mai bine. Cel puțin așa auzeam din Europa, acum nu știu prea bine. E diferit față de la noi aici. Deci la noi este un program 70 de ore pentru 8 zile sau 60 de ore pentru 7 zile, cam așa ceva. Dar ca să nu prinzi restartul ăla de 34 de ore, că trebuie să faci restart, să te oprești 34 de ore, nu ai voie să mai miști trocul deloc. Ca să nu prinzi aia, să stai, să pierzi timpul, atunci încerci să economisești în fiecare zi câteva ore. Deci nu mai faci 14 ore pe zi, 14 ore, 14 ore. Faci 10 ore, 5 ore, 8 ore, iar 10 ore. Și tot când ajungi aproape la 7-a, 8-a zi, tu mai ai câteva ore și pac, după 8 zile îți dă iară 70 de ore. Și atunci iară, știi? Ca să nu pierzi timpul să stai degeaba alea 2 zile, aproape, 34 de ore. Da, cam asta e treaba. Ce să zic altceva, cam asta e informația mea. Probabil sunt alții care spun informații mai multe, dar cam asta am prins eu în experiența asta de aproape 4 luni. Dacă v-a plăcut acest vlog, dați un like, un share, un subscribe canal. Life is good, enjoy. Vom reveni cu un nou update în continuare. Hai, pe curând. Stimă.